să trăim această experiență pe care o promite Dumnezeu, nu un om. Că acolo unde oamenii se adună pentru numele Lui, El este în mijlocul lor. El este. Acum, dacă Dumnezeu nu poate fi crezut, cine mai poate fi crezut? Dar noi L-am crezut și din acest motiv am venit aici. De altfel, dacă nu aș fi crezut această promisiune, care spune că acolo unde se adună în numele Domnului doi sau trei sau cum suntem noi aici, dacă nu aș fi crezut această promisiune, dacă nu aș fi crezut promisiunea că ori de câte ori ne vom ridica să vorbim despre Dumnezeu, El va sta lângă noi, Duhul Lui Sfânt ne va aduce aminte, El ne va conduce. Dacă nu aș fi crezut promisiunea aceasta, n-aș fi venit aici. Nu aș sta în locul acesta, cel puțin. Aș fi spectator, cumva. Dacă ar fi vorba de o lecție de matematică, punem n-aș învățăm, sau de ce este și vorba profesorului Moisil, matematica nu e tristă decât pentru cine n-a învățat lecția, dar dacă am învățat lecția, matematica nu e tristă. Știm precis ce avem de spus. Dar în ce privește descoperirea dumnezeiască? Acest lucru nu se poate face fără prezența și puterea lui Dumnezeu desfășurată aici. Cine ar putea vorbi despre Dumnezeu afară de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a fost trimis pe pământ, care este prezent aici între noi și care ne va conduce în tot adevărul? Cine n-ar putea deschide mintea ca să înțelegem astfel de lucruri? Dacă ar fi vorba de o lecție, am învățat-o. Dar aici este vorba de o descoperire. Aici este vorba de preluarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu și purtarea lui către fiecare inimă în parte. De însuși Duhul lui Dumnezeu care a inspirat cuvântul acesta. Admir foarte mult ordinea voastră. Admir foarte mult respectul vostru pentru cuvântul lui Dumnezeu, prețuirea pe care o acordați voi. Fratele Adrian Istrate, pastorul, ne-a impresionat printr-o revărsare de energie și de efort maxim cu privire la un astfel de eveniment, pentru că aici n-am venit să predăm biografia vreunui scriitor sau cine știa cui, ci suntem în locul acesta ca să vorbim în prezența Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor. Cine ar putea, cine este de ajuns, întreabă Pavel, cine este de ajuns pentru o astfel de lucrare? Am o bucurie în plus, de puține ori am avut harul în viață să fiu împreună cu soția mea și mă bucur foarte mult că suntem împreună aici. Mă bucur să revăd prieteni și mă bucur foarte mult de perspectiva cuvintelor pe care le vom învăța în această seară. Rugăciunea mea este ca, așa cum am făcut de fiecare dată bunul Dumnezeu, să împlinească și în această seară, să facă același lucru în această seară, să ia acest cuvânt pe care îl vom citi noi de aici și să-l ducă el la fiecare inimă în parte, tradus în limbajul fiecărui suflet în parte, care este atât de diferit și este unic, practic. Fiecare ființă umană reverberează sau răspunde la un anume impuls al Duhului lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 13 și versetul 44, avem una din scurtele pilde ale lui Isus. Dar pildele lui, pe cât de simple, pe atât de atotputernice sunt, pentru că ele au dominat istoria 2000 de ani și continuă. Niciodată nu se va putea ieși din sfera de gravitație a adevărurilor care sunt semănate aici. Chiar dacă omenirea ar trebui să mai trăiască milenii de astăzi înainte, aceleași principii va continua să guverneze viața. Și în seara aceasta începem împreună o călătorie fascinantă. Seria noastră se intitulează Cont Secret. Și îmi spunea un prieten, zice, m-a întrebat și pe mine tot felul de oameni în oraș, despre ce cont e vorba, domne? Nici eu nu știu, dar vino încoace. Vino împreună cu noi și atunci ai să afli despre ce cont secret este vorba. Nu am venit să dau vreun dar sau vreun har special, pentru că nu dau. Nici nu obișnuiesc să spun unor oameni, mă voi ruga pentru tine. Nu obișnuiesc să folosesc cuvântul acesta. Eu am un preot în ceruri, scrie Scriptura, care se roagă pentru mine. Și obișnuiesc să spun, mă rog împreună cu tine. Am să mă rog împreună cu tine.
Și cu această ocazie, ceea ce pot să spun este că împreună vom fi conduși de Dumnezeu în această cercetare, ca niște copii duși de mână. Nu am ce să dau, pentru că orice aș avea, am primit. Nu e de la mine. Dacă dau ceva, este pentru că am din altă parte. Dar două lucruri am în vedere pe care vreau să le spun chiar de la început, nouă tuturor. Aș vrea să arăt din cuvântul lui Dumnezeu o cale, direcția către un anume punct și o persoană. Acesta este lucru pe care vreau să îl îndeplinim cu această ocazie. Uneori, o informație salvează viața. Sunt oameni printre noi care au fost grav bolnavi și care, datorită unei informații din partea cuiva, sunt prezenți aici de această dată. Eram în casa unei doamne, tânără mamă, trei copii, toți mici, scoasă afară din spital, ca un caz insolvabil. Cel mai bun doctor oncolog i-a spus: doamnă, nu mai veni, nu avem ce să mai facem. Mulțumesc. Și această mamă mă sună pe mine și pe un prieten al meu și ne-a cerut să ne rugăm pentru dânsa. Și noi i-am spus: nu numai că ne vom ruga, dar venim până la tine acasă și o să ne rugăm împreună înaintea Domnului. Și a mers acolo și ne-a rugat pentru ea. Ea era o ființă care, așa cum a scris Moise în psalmul lui, cei mai tari dintre oameni ajung la 80 de ani. El avea cam 80 de ani atunci și el credea că acela este capătul drumului. De asta a și scris: cei mai tari oameni ajung până la 80 de ani, cum era el, era foarte tare la 80 de ani. Neștiind că cea mai frumoasă perioadă a vieții lui de-abia începea, ultimii 20 de ani, de acolo încolo, ultimii 40 de ani, incredibil. Și el crezuse că acolo este sfârșitul. Această mamă credea că acolo este sfârșitul. Și ne-a rugat împreună. Dar eram așa de neputincioși în fața unei boli, față de care însă știința medicală se pronunță chiar neputincioasă. În cazul ei, spre exemplu, inoperabil, insolvabil. Dacă încercăm asta, distrugem asta. Dacă facem asta, se întâmplă așa. N-avem ce să facem. Ne-a rugat ustrei și am plecat. Prietenul meu insistă să mă opresc pe la casa lui puțin. Eram grăbit, aș vrea să merg drept acasă, dar oprește-te câteva minute. Când intrăm în casă, un grup de doamne stau de vorbă. Noi dăm bună ziua politicos și trecem mai departe, dar nu pot să nu remarc niște cuvinte pe care le-am auzit în discuția lor acolo. Tatăl meu a fost medic veterinar și tatăl meu a vindecat și cancer cu un praf galben care îl foloseau la când scopeau porci sau la anumite operații. Tata folosea așa ceva, a fost extraordinar. Când am auzit cuvântul ăsta, m-am fulgerat și am zis: Doamne, femeia asta nici nu știe că Dumnezeu a vorbit prin ea. Am plecat noaptea la Câmpul Lung și am sunat pe doctor veterinar, care mi-era bun prieten, pe Valei Ciovică: Vali, ai un praf galben care... Dar sigur, cum să nu, oxitetraciclină veterinară, cum să nu, am foarte puternică. Adu-mi, te rog, și mie un puțin praf. Și mi-a adus vreo 250 de grame. El așa a înțeles, puțin praf. Și am plecat noaptea înapoi. Acea mamă este foarte fericită și sănătoasă astăzi, după aproape 30 de ani, cred. După aproape 30 de ani de atunci, când ea spunea: drumul vieții se oprește aici și aș vrea să închei prin rugăciune. Iubiții mei, Dumnezeu face același lucru astăzi și pentru trupurile noastre și pentru sufletele noastre. El ia acest mesaj și face din el o putere în viață, nu informație. Credința în Dumnezeu nu este o informație, nu este o filozofie, este un mod de viață. De aceea spunea Pavel: mie nu mi-este rușine de această Evanghelie, pentru că eu am văzut ce face în oameni. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie aceasta, pentru că eu știu că dacă astăzi ar fi primit această Evanghelie, fața țării acesteia s-ar schimba într-o noapte. De cele mai mari țări din lume ar veni cu căciula în mână aici, într-o singură noapte.
dacă Evanghelia aceasta ar fi crezută. Eu știu că anumite ființe care consideră că au intrat pe ultima sută și este un drum cu sens unic, dacă acum ar primi Evanghelia, viața ar fi radical schimbată și ar deveni într-adevăr un spectacol pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Știu ce putere este aici. Știu că dacă această Evanghelie ar fi primită în noaptea aceasta, ar seca războaiele, ar seca vărsările de sânge, ar seca masacrele pe diverse motive și criterii care astăzi sunt în desfășurare în diverse puncte ale globului. Dacă această Evanghelie ar fi primită, știu acest lucru. Și Pavel spune, de aceea nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului care o crede. Întâi a celui care are chiar astăzi cartea în mână și apoi a celui care o va primi acum. Așadar, acest lucru aș vrea să-l spun. Uite, pe aici este drumul și acesta este omul care mi-a făcut mie bine. Atât de fericit am fost să conduc pe copiii mei acolo. Aceasta mi-a fost principala și arzătoarea dorință în suflet. Ajută-mă, Doamne, să conduc pe copiii mei la acela la care m-ai condus Tu pe mine. Și una câte una, cele patru fetele noastre au fost conduse acolo. După aceea m-am retras în vârful picioarelor. Convingerile credincioase și religioase pe care și le-au format ele, hotărârile pe care le-au luat în viață, stilul lor de viață astăzi, tot ce se întâmplă sunt hotărârile lor. Partea noastră a fost să le conducem la ce am știut mai bine și mai frumos pe pământul acesta. N-am știut altceva, nici nu vreau să știu, nici nu voi ști vreodată altceva. Dar acest lucru am încercat să fac. Și ce am făcut cu copiii mei, la noi în familie, același lucru încerc cu fiecare om pe o cale sau alta. Cuiva nu-i place, cineva batjocorește, cineva nu crede. Indiferent ce se întâmplă, mă simt dator pentru omul de lângă mine, fie că sunt într-un avion sau într-o sală de așteptare sau unde sunt, mă simt dator pentru această ființă să o conduc pe același drum pe care am mers eu. Îmi place să repet mereu în rugăciune, Doamne, ce ai făcut pentru mine, te rog să faci pentru aproapele meu. Atunci bucuria va fi deplină. De multe ori noi căutăm ajutor. Strigăm, ne considerăm lipsiți, părăsiți, dacă ar fi cineva să... Dar, ciudat, când strigăm la Dumnezeu, parcă nu suntem auziți, nu suntem ascultați. Unul vine la Mântuitorul și spune, Doamne, suntem într-o situație de criză groaznică, 5.000 de oameni sunt aici, câte femei și copii ori mai fi aici, dar sunt 5.000 de oameni prezenți, toată lumea leșină de foame. Ce să facem noi câțiva oameni? Dă-le drumul la oamenii ăștia să plece prin sate, să taie abatoarele, 5.000 de oameni, îți dai seama ce poate să fie acolo. Și dă-le drumul la oamenii ăștia să plece. Și Mântuitorul spune, n-au nevoie să plece. De ce? Păi aveți voi în buzunar ceea ce oamenii ăștia au trebuință. Nu avem, Doamne, e un băiat sărac aici. Maică s-a i-a pus 5 chifle și 2 tilapia, 2 pești mici, maică s-a i-a pus acolo pentru ca să aibă de mâncare aici. Nici n-a mâncat săracul, așa de preocupat a fost, că a rămas cu mâncarea întreastă. Nu știu cum a rămas ăsta micu, pentru că eu mâncam dimineața când mă duceam cu caprele și la pădure, prima grijă era să mănânc toată mâncarea dimineața și după aceea dăm de foame până seara. Dar ăsta micu văd că avea mâncarea până mai târziu. Și însemnează că a fost atât de absorbit și atât de preocupat de ce a fost acolo, că avea mâncarea întreagă. Zice, nu e altcineva decât acest băiețel pe care nu l-a aleseseră în comitet, frații, că doar era băiețel, el nu e bun de comitet. Dar Iisus l-a ales în comitet imediat. Și el avea 5 pâini și 2 pești. Zice, ăsta e omul prin care Dumnezeu va hrăni 5.000 de oameni. S-ar putea ca la rugăciunea pe care o înălțăm noi și strigătul nostru de ajutor să nu primim un răspuns de acest fel, ci Domnul să spună, ia uite-te bine în ograda ta, că s-ar putea să ai chiar acolo. Este extraordinar când cineva te face atent asupra a ceea ce ai și n-ai știut că ai. Păi, așa și este, când ai o sculă și nu știi că o ai, e ca și când n-ai avea-o. S-ar putea ca unul îl întrebă pe Domnul, Doamne, care e mai mare, mai importantă porunca lui Dumnezeu?
Și Domnul zice, păi tu ce ai citit în Biblie? Cum citești acolo? Păi eu am citit așa, așa. Ei, ăsta este. Ai văzut că știi? Ai răspuns extraordinar de bine. Domnul ne va descoperi că avem acest cont secret, care este averea noastră în Dumnezeu, de care nu se poate atinge rugina sau molile sau criza economică. Știți că în America până acum la fotografie când stăteau te punea să zici cheese, cheese, ca să fie așa brânză înseamnă și să stai așa cheese. Și acum nu-ți mai spune asta, zice să zici crisis, criză, adică criză, cum este acolo. E posibil să fim într-o astfel de situație și în loc de răspuns de la Dumnezeu să ni se spună, ia uite-te bine în ograda ta, ia gândește-te bine, s-ar putea să știi răspunsul acesta. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Este o comoară ascunsă. Nu este o comoară pe șanțuri sau pe stradă sau în praf. Nu este la dispoziția, este ascunsă. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Vreau să spun că nu este o întâmplare că un anume om găsește comoară. Ia uite ce noroc am avut. Nu e vorba de noroc. Este vorba de providență. Este vorba că niciun om pe pământul acesta nu este lăsat de Dumnezeu ca să piardă șansa aceasta de a găsi comoara ascunsă în țarină. S-ar putea să-l intereseze sau să nu-l intereseze. S-ar putea să o prețuiască sau să o disprețuiască. Dar absolut orice ființă omenească de pe pământ, pașii vor fi conduși de Dumnezeu, oricare ființe din acestea, pașii vor fi conduși de Dumnezeu exact acolo unde e ascunsă comoara care este împărăția cerurilor. Ce vei face cu ea e problema ta, nu a lui Dumnezeu. Dar partea lui Dumnezeu, Ioan capitolul 1, este ca lumina aceasta să lumineze pe orice om venind în lume, indiferent cine este omul acela. Niciun fel de grijă sau îngrijorare să nu aibă cineva, pentru că lumina aceasta va lumina și luminează pe orice om venind în lume. E adevărat, unor oameni nu le-a plăcut lumina. Și spune Biblia, ei au preferat întunericul. Din cauza că au dorit să trăiască un anume fel de viață care nu se poate trăi la lumina zilei. Și atunci au preferat întunericul. Este vorba de alegerea omului. Dar în ce-L privește pe Dumnezeu, nu a rămas nimeni și nu va rămâne niciodată nimeni. Dumnezeu nu depinde de oameni pentru a face lucrul acesta. Nu, lumina însăși, care este Mântuitorul nostru, El este lumina lumii, lumina însăși va lumina pe orice om venind în lume. Sunt uneori la patul unor bolnavi, incurabili, sau cuiva care și-a pierdut mintea și boli din acestea moderne care se ceră și nenumărate vieți de oameni și fac pe oameni să sfârșească în pierderea legăturii cu realitatea. Sunt acolo, dar nu sunt descurajat. Eu nu mai pot comunica, nu mai pot spune nimic unei astfel de persoane. Dar Domnul are mii de căi să vorbească cu această persoană unde eu nu pot să mai spun nimic. Și atunci mă rog lui, Doamne, Tu care ai creat mintea omenească, Tu doar știi să vorbești acestei ființe, descoperă-te Tu, te rog. Și Domnul se descoperă pe o cale sau alta. Am avut nu departe de noi, la Catedrala de Cristal, cei care ați văzut pe internet, acolo a fost pastorul Schuller. Și el a mers la spital și s-a rugat pentru un astfel de om și el a și vorbit cu omul ăsta, deși omul era în comă. Și a spus, uite, nu poți să răspunzi, dar vreau să știi că suntem aici, vreau să știi că toată biserica se roagă pentru tine, vreau să știi că ești iubit de Dumnezeu și iubit de noi și suntem împreună cu tine. Și s-au rugat și au plecat acasă. Omul și-a revenit după un timp. A venit la biserică și a spus, n-am putut să răspund. Dar tot ce a spus acolo lângă pat, mi-a fost clar minții mele.
Dumnezeu are această putere de a se adresa minții și de a vorbi sufletului nostru. Acum, ce face un om cu comoara pe care a găsit-o în țarină? Asta este treaba lui. Dacă o ia și o cheltuiește în felul în care a cheltuit-o fiul risipitor, asta este treaba lui. Dacă o ia și o ascunde în pământ, cum a ascuns omul acesta cu un talent, ca să o dea înapoi intactă, iarăși este treaba lui. Dacă ia această comoară împreună cu țarină, cu tot, și o investește pentru binele omenirii și pentru binele sufletului, iarăși este răspunderea lui. Prea mult ne-a fost predată o credință de tip fatalist. Știu eu dacă o vrea Dumnezeu, care o fi voia lui Dumnezeu, cât mi-o fi dat de la Dumnezeu, atâta o-i trăi sau... Nu! Domnul a lăsat în mâinile noastre acest lucru. El spune, onorează pe mama ta și pe tatăl tău, fii respectuos și vei trăi o viață plină, de plină pe pământul acesta. Sigur că da. El spune, prețuiește-ți corpul ca pe templu al Duhului Sfânt, și ai să te bucuri de sănătate. Și îi scrie Ioan ucenicului său, aș vrea să sporească sănătatea ta cum îți sporește sufletul tău. Păi dacă sufletul este bombardat continuu cu tot felul de lucruri întunecate, reci, negative, toxice, dacă un om umblă pe pământ în atmosfera aceasta și răspândește în jurul lui atmosfera aceasta, n-are cum să înflorească sănătatea. Dar acolo unde i-a luat credința și speranța, Ioan spune, împreună cu înflorirea credinței tale, va înflori și sănătatea ta. Isaia spune, dacă vei face pe un altul fericit, fie că e un om flământ, dezbrăcat, pustiu, homeless pe stradă, sau dacă vei face pe un altul fericit, lucrul ăsta se va întoarce asupra ta, sănătatea ta va încolți repede, te vei bucura în Domnul Dumnezeul tău. Aceste lucruri sunt lăsate în mâinile noastre. Omul găsește această comoară în țarina lui, o ascunde cu grijă și merge și cumpără țarina cu totul. Când am venit în Biserica Adventistă, aveam 17 ani. Am venit, nu m-am plecasem la biserică, ci eu plecasem într-un loc să bem, să fumăm, să jucam cărți toată noaptea. Se întâmplau alte lucruri acolo. Dar vreau să vă spun că pe drumul acesta am ajuns la destinația unde mă vedeți astăzi, după 40 de ani. În loc să mai ajung la masa de jocuri de noroc și în locul acela unde fumam până se stingea lampa și eram îngrijorați de lampă că se stinge, dar n-am fost îngrijorați de plămânii noștri vreodată. Din locul acela Dumnezeu m-a luat și m-a mutat aici, unde mă vedeți acum, pentru următorii 40 de ani. Au trecut 40 de ani de atunci, acum știți câți ani am. Da, mă bucur foarte mult. Vreau să spun că lucrul acesta, iubiții mei, este posibil pentru fiecare ființă omenească și mereu, mă rog, chiar și pentru necunoscuți. Doamne, cum m-ai luat pe mine? Te rog, uite vecinul ăsta, nu știu cum îl cheamă, e ocupat acum, dar te rog pentru omul ăsta. Mă rog pentru orașe uneori când zbor noaptea cu avionul într-o parte sau în alta, când trec pe stradă, pe lângă sate, nici nu știu cum se numesc. Dar mă rog lui Dumnezeu, Doamne, dacă este cineva care te caută și însetează după tine, dacă este cineva care nu și-a găsit în lumea aceasta locul și rostul, ci îl va găsi doar în tine, te rog, caută pe omul acela. Omul ăsta nu întâmplător ajunge și nu tocmai el. El era unul care era într-adevăr însetat. El era unul care căuta. Căutați și veți găsi. Nu aștepta să fii găsit. Caută. În Iov spune, în proverbe, dacă vei prețui înțelepciunea ca pe o comoară, în Iov spune, dacă ai să sapi după ea ca într-o mină, te duci până în adâncimile pământului, când o vei găsi, o vei prețui cu adevărat. Altfel, ar ajunge un lucru disprețuit în lumea noastră. Există în fiecare viață un astfel de
punct de cotitură ca acela despre care am menționat întreagăt cu această ocazie. Există o anumită zi care este marcată în calendarul vieții noastre. Nu este nicio zi ca ea. Sunt foarte însemnate. Ziua nașterii, ziua căsătoriei, ziua morții noastre, o scrie acolo, a murit în data de sau oricărui om, ziua când am absolvit universitatea, ziua când s-a născut primul copil sau următorul sau următorul. Toate acestea au mare importanță pentru noi. Numai că trebuie să fie o zi în viața noastră care va fi ca nicio altă zi. Nu are egal, nu are comparație. Încă nu a putut cineva vreodată să măsoare sau să evalueze importanța acestei zile. Și despre ziua aceasta învățăm. Dacă te-ai fi întâlnit cu omul acesta peste ani și l-ai fi întrebat care a fost ziua aceea din viața ta fără egal, ca nicio altă zi, ce v-ar fi spus omul acesta? Ce ți-ar fi spus omul ăsta dacă te întâlneai cu el și ziceai, frățioare, ai o zi de felul acesta? Da, ce să zic, eu știu ziua mea de naștere sau tata sau mama sau copii. Dar dacă întrebai pe omul acesta, el ți-ar fi spus ziua în care am găsit comoara aceea în țarină. Câtă lume o fi trecut peste comoara aceea pe potecă pe acolo? Câți oameni ar fi călcat pe acolo? N-au găsit-o. Omul acesta își număra viața, a început numărătoarea vieții lui adevărate din clipa aceea, când a găsit comoara aceasta. Și așa îi bătea sufletul în el, nu cumva să o piardă. Era ceva care îi simțea însemnătatea, îi era viața legată de ea. Mi-imaginez lucrul acesta pentru că l-am trăit odată. Odată l-am trăit. Într-o noapte când am auzit în vis sau știu eu cum a fost că m-am trezit așa cu ochii larg deschiși în tavan, într-o noapte am auzit o cântare din aceasta absolut neomenească. Absolut neomenească. N-aș putea să reproduc vreun sunet, dar pot să vă spun ce am simțit în clipa aceea. Simțeam că întreaga mea ființă pur și simplu se topește, vibrează cu cerul. Nici nu știam. Și m-am speriat în visul ăla și am zis, Doamne, nu cumva să se încheie, că voi muri în vis dacă se întâmplă lucrul ăsta. Să nu se oprească niciodată muzica aceasta. Odată ce am auzit așa ceva, nu mai pot să revin într-o viață în care n-am auzit așa ceva. Înainte să aud așa ceva, puteam să trăiesc liniștit fără așa ceva. Acum, odată ce am auzit această armonie și această muzică, odată ce am trăit clipa aceea, îi spuneam în rugăciune lui Dumnezeu, Doamne, sau celui care mă ținea de umeri. Am vrut să mă uit înapoi cine cântă și nu mi-a dat voie. Cineva m-a ținut de umeri și nu mi-a dat voie să mă uit. Dar am întrebat cine este și mi-au spus că este un cor de îngeri. Și am spus despre ce cântă și mi-a spus cântă despre a doua venire a lui Iisus. Și în vis am început să mă rog, ține Doamne viața că dacă această muzică va înceta, eu voi muri. Și așa de fin s-a retras această muzică și eu eram cu ochii larg deschiși în tavan și așa n-am murit. Dar altfel simțeam că dacă va înceta, cumva voi muri. Mi-imaginez pe omul acesta când a găsit comoara aceasta, pur și simplu îi stătea sufletul agățat și a zis, Doamne, orice să pierd pe pământ. De asta și spune Scriptura, s-a dus și a vândut tot, n-a rămas nimic, să fie sigur că poate plăti și poate avea această comoară. Ce însemnează comoara aceasta? Păi noaptea aceea pe care a petrecut-o el după ce a găsit comoara, a fost noaptea în care avea un cont secret. Cine l-ar fi văzut, s-ar fi întrebat ce cu omul ăsta. Îndrăgostit, dacă ar fi, știu eu, dacă ar fi câștigat la loterie. Dar felul cum arată omul ăsta, trebuie că e ceva inimaginabil. Așa de plin era sufletul. Comoara aceea și contul lui secret pe care l-a ascunsese acolo reprezintă descoperirea lui Iisus în viața noastră.
Zice Pavel, când am cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, când am fost cunoscut de Dumnezeu, tot el spune treaba aceasta, așa mi-e drag de felul cum vorbește, omul ăsta a văzut pe Iisus. L-a văzut în persoană, a stat de vorbă cu Iisus în persoană. A fost învățat 3 ani și jumătate într-un deșert. Ce a scris el, fața planetei acesteia astăzi arată cum arată și nu pustie de cenușă atomică, datorită faptului că un om a scris ce a văzut și ce a auzit când am cunoscut pe Dumnezeu. Aceasta este comoara. Aceasta este comoara. Ascultați, dacă poate cineva, menționați altceva care să fie mai mult decât descoperirea lui Iisus. Aduceți-mi, vă rog, un om. Aduceți-mi un actor. Aduceți-mi un banchier. Aduceți-mi un multimiliardar. Aduceți-l aici pe Bill Gates. Aduceți-l pe Warren Buffett. Aduceți miliardare aceștia care averile lor nu pot... O persoană are în buzunar mai mult decât multe țări la un loc. Aduceți-i, vă rog, pe oamenii ăștia aici. Și întrebați-i dacă ce au ei în buzunar și cine sunt ei pe lumea aceasta și ce au reușit ei să facă, dacă lucrurile lor sunt deasupra bucuriei pe care o dă cunoașterea lui Iisus celui mai sărac dintre oameni. Întrebați-i pe oamenii aceștia și ei or să vă spună. Mulți oameni cu așa faimă în lume, mulți oameni cu așa posibilități au sfârșit viața, cum spunea Onassis, marele armator grec, multimiliardar. Am trăit pe pământ cea mai mizerabilă viață. Cred că am fost cel mai mizerabil om de pe pământ. Pe când cei care au cunoscut pe Iisus, Pavel spune în epistola către Efeseni că oamenii ăștia împărățesc cu Iisus. Chiar dacă au o salată sau mămăligă cu cartofi prăjiți sau indiferent ce au acolo și dacă n-au nici chiar pe aceasta, oamenii aceștia împărățesc cu Iisus. Le-i sufletul plin. Aceasta este comoara pe care a ascuns-o Dumnezeu pentru 3 zile pe pământul nostru. Și de atunci până astăzi, milioane și milioane de oameni găsesc comoara aceasta ascunsă. Și când o ascunde, nu mai poate de bucurie. Ascunderea aceasta însemnează unicitatea vieții noastre. Nimeni nu simte față de Dumnezeu ce simți tu. Nu. Unu, fiecare simțim ceva pentru Dumnezeu. Dar comoara aceasta, cum spune Pavel, pe care o purtăm în niște vase de lut, corpul nostru este ca un vas de lut, comoara aceasta pe care o purtăm în sufletul nostru, nu-și pierde cu nimic valoarea datorită fragilității vasului în care se găsește ea. Și ce a putut să fie încât omul acesta de bucurie a vândut tot? De bucurie! Împărăția cerurilor, credința în Dumnezeu, primirea Mântuitorului nostru, inundă pe un om cu o bucurie pe care nu i-o poate da nimic sub ceruri. Bucurați-vă, spune Biblia. Iarăși zic, bucurați-vă. Prima veste bună care a fost adusă omului la nașterea lui Iisus a început cu cuvintele, bucurați-vă, am o veste bună. Astăzi vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Bucurați-vă. Bucuria aceasta pe care nu o poate da nimeni pe pământul acesta, dar nici nu o poate lua nimeni și nimic de pe pământul acesta. Asta e bucuria ta. Acest lucru ți-a rezervat ție Dumnezeu. Pentru acest lucru te-a chemat El. Oamenii stau departe de teamă să nu le ceară Dumnezeu ceva. Ce să facă Dumnezeu cu ceea ce ne-a dat nouă deja? Care părinte dă un dar copilului lui și după aceea îl cheamă și îi ia darul înapoi? Nu se poate așa. Dacă îl cheamă, probabil că vrea să-i mai dea un altul. Probabil că îi se pare prea puțin ce i-a dat.
Și știți că i-a spus unui om, dacă era puțin ce ți-am dat, eu îți mai dădeam, dacă era puțin lucrul acesta. Așa, așa este darul pe care îl dă Dumnezeu. La această viață suntem noi chemați. De bucurie o ascunde. Nu poți să-i spui vecinului tău, când a auzit tata de mine, oh, a spus că este sfârșitul vieții mele. Băiat tânăr de 17 ani, ți-ai închis viața. Wow! Nu știe ce să mai fac. Este disperat, e ca o leoaică rănită, se învârte cum să-și scape copilul din nenorocirea care a dat peste el. Copilul până atunci fuma. Copilul juca tot felul de jocuri de noroc, înjura de Dumnezeu, de Hristos. Nu era nicio problemă aceasta. Doar acum a dat nenorocirea asta peste el, îți dai seama, s-a dus la credință. E ceva groaznic. E sfârșitul. Ai să sap la șans toată viața ta. Te va goni lumea, te va trimite deoparte. Colegii tăi or să ajungă oameni mari. Iar tu nu mai ești copilul meu de astăzi. L-am crezut, mi-am luat câteva cămăși într-o sacoșă. Am ieșit afară, era o ploaie. Aici o problemă. Ploua afară, dar nu ploua în sufletul meu. Tata era mâniat, dar Dumnezeu era fericit. Și am ieșit afară în ploaie. A strigat după mine, m-a adus înapoi. Am venit iar acolo. Nu poți, chiar dacă ai împărtășit cu cineva, dacă ai încercat să spui cuiva, acest lucru nu se poate explica. Ce însemnează să primești pe Iisus în viața ta? Nu se poate explica. Nu se poate picta, nu se poate cânta. Acest lucru se trăiește. Putem să vorbim despre, dar experiența în sine, ea se trăiește doar. De bucuria aceasta, omul acesta s-a dus, a vândut tot ce a avut și a cumpărat țarina aceea. Mă întreba cineva, cum privești tu Biserica Adventistă? Și am spus, o privesc ca pe țarina în care am găsit comoara. Știu, o fi fost mărăcin prin țarina aia, îmi dau seama că așa e prin țarina, v-a sugăria prin mărăcinul. Or fi fost gropi, cine știe câte ori fi fost șerpi pe sub tufișuri, scorpioni, dacă erau prin America sau câte toate, dar tot în țarina aceea, unde erau tot felul de viețuitoare din acestea, tot în țarina aceea era ascunsă. Zic, aceasta este țarina în care am găsit această comoară pentru sufletul meu. Vorbeam cu fratele meu de une zi, cum am menționat unui grup de prieteni și l-am întrebat. Au trecut 40 de ani de atunci, de când i-am spus Domnului bun venit în sufletul meu și am primit bun venit de la el în inima lui. I-am spus, fratele meu, au trecut 40 de ani de atunci. Ți-aduce aminte că m-au înjurat colegii mei, m-au scuipat, mi-au zis în toate felurile, nu mi-au dat voie să mă urc în același autobuz cu ei, a trebuit să merg pe jos, prin ferme, prin apă, prin ca să iau autobuzul din altă parte. N-am mai avut niciun loc între ei, între colegii mei. Și ei au înjurat când eu nu mă pot bucura singur și m-am dus repede să ne bucurăm împreună și nici n-a fost vorba de vreo bucurie pentru ei. Și au trecut mulți ani de atunci. Și mă întreba pe fratele meu, zic, după 40 de ani, după 40 de ani, ce concluzie poți să tragi? Zic, e destul o jumătate de secol aproape de experiență. Putem să tragem o concluzie acum. Ce au câștigat prietenii mei, dintre care unii sunt în pământ la ora aceasta? Ce au câștigat prietenii mei care au spus nu lui Iisus? Și ce am pierdut eu dacă i-am spus da? E adevărat că tata mi-a spus, ai pierdut tot, n-o să mai ai nimic în lumea asta, o să fii slugă toată viața ta din cauza, ai pierdut tot, a strigat tata la mine. Și atunci vreau să zic că n-aș fi pierdut tot, dar să știți că așa a fost. N-a rămas nimic în viață despre care să zic, uite, aș primi pe Domnul, dar n-aș vrea să pierd, dar chiar că am luat mâinile de pe viață și am spus lui Dumnezeu orice, Doamne, orice. Nu a fost nimic care să mă rețină.
eram pătimaș deja la 17 ani, mă prinsese nicotina rău de tot și aveam o tuse tabagică, mergeam rău de tot. Și puterea acestor vicii, puterea lor de robire, oamenii se cred liberi când nu ești liber, e semnul că ești legal la mâini. Liber e cine calcă pe ea. Nu, cine pune în plamânsa. Dar multe valori sunt răsturnate în societatea noastră. Viciul acesta greu părea să fie o piedică groaznică. Mi-era și frică să mă gândesc. Am auzit cum se chinuie unii când se lasă. N-a fost niciun chin. Nu cred că omul acesta s-a chinuit să vândă. Aoleu, ce să fac? Să vând și asta? Să vând și cealaltă? Parcă n-aș da-o pe asta, nu știu ce să fac. Nu cred că s-a chinuit așa. Cred că, aici scrie că de bucurie. Chiar s-au mirat oamenii, au crezut, domnule, cum i-a spus împăratul Pavel, tu ești nebun la cap. A zis, omul ăsta e nebun, au zis, până acum, pe toți care au vândut, i-am văzut supărați că au vândut locul. Aoleu, au oftat când au vândut proprietatea, nu știu care. Și când trec pe stradă și văd casa în care au stat ei și au vândut-o, sau pământul care a fost, continuă să ofteze. Dar omul ăsta, scrie în Biblie că era atât de bucuros și vindea cu bucurie. A vândut tot. Cine mai vrea să ia cu tare? Cine mai vrea să ia cu tare? Cine ia cu tare? Eu iau cu tare. Se bucură imens de bucurie. Nu știe nimeni ce are omul ăsta. Te bucuri când cumperi ceva. Te feliciți că ai făcut o afacere bună. Închizi ușa și zici, și faci socotelele acolo și nu te gândești și la asta de unde ai luat. Adică să fie win-win, cum zic americanii, să câștigăm amândoi. Nu, numai eu mă bucur că am reușit, am făcut o afacere bună, grozavă, că ăsta săracu a fost la strâmtoare și ce să fac, mi-a vândut pe mai nimic și eu acum mă bucur că am luat așa de ieftin. Nu! Omul ăsta se bucură când vinde. Când vinde tot. Câți oameni pe pământ astăzi ar fi avut comoara aceasta în suflet dacă ar fi vândut tot? Dar n-au făcut lucrul acesta. E ceva care tinde să ne despartă de Dumnezeu. Este o persoană, este un obicei, este un viciu, este o ocupație, este o plăcere a noastră care tinde să se așeze între noi și Dumnezeu. Sunt, celelalte nu reprezintă nimic pentru noi, dar este un anume cui al lui Pepelea. Este un anume călcâi al lui Ahile. Este ceva care se așează între om și Dumnezeu. Aici scrie foarte scurt, vinde tot ce are, dar nu e simplu. Orice până la. Iubiții mei, îndrăzniți, lucrurile pot părea prețioase în ochii noștri, pot părea puternice, pot părea importante. Tatăl meu a chinuit 20 de ani până a spus da lui Iisus, din cauza că el avea ceva pe care nu era dispus să-l vândă, reputația lui. Cine era el pentru oameni? Tata. La mormântarea tatălui meu, a murit foarte de tânăr, la 65 de ani, ficatul lui distrus complet de alcool. Dar a murit mântuit. A murit biruitor. A murit fericit. Pe 20 de ani s-a uitat la Iisus, dar s-a uitat și la cum este el văzut în sat, în oraș, între colegi, între... No, are un anume statut. Și a primit pe Iisus, din clipa aceea trebuie să vinzi reputația pe care o ai și trebuie să fii dispus. Așa cum mergeam în autobuz și soția mea, viitoarea mea soție, era pe banca din față, de aia nu m-a observat pe mine. Eu îmbrăcat cu un costum alb și cu un buchet amenințător de flori în mână și ea nu știa că erau pentru ea, dar nu m-a văzut de fel. Și mi-a părut tare bine că eu eram foarte aproape. Stătea acolo și doamnele profesoare, Monica, e posibil așa ceva?
dar cum ai ajuns în situația aceasta? Și mă uitam la ea, că nu era deloc situație. Să uita ea la domnule profesoare, dar voi în ce situație sunteți? Voi cum ați ajuns voi în situația aceasta? A fost un spectacol pentru mine să văd așa ceva. Iubiții mei, e o cântare frumoasă care spune: disprețul lumii ți-e onoare. Când e vorba să suferi acest dispreț pentru Dumnezeu. Întrebarea care m-a adresat-o fratelui meu chiar: spune-mi tu ce am pierdut eu, că am spus da lui Iisus acum 40 de ani, și ce au câștigat colegii mei care au spus nu. La întrebarea aceasta, fratele meu încă nu mi-a dat răspunsul nici astăzi. Și e mult timp de atunci. Sunt câteva luni bune, încă nu mi-a dat răspunsul. El știe care este răspunsul. El nu poate să... Nu. A da răspunsul adevărat și corect la așa ceva însemnează a admite falimentul propriei vieți. Omul acesta a vândut tot ce a avut. Știa el de ce. Știa el pentru ce. Lumea nu știa. Nimeni nu se poate amesteca în bucuria sufletului nostru atunci când deschidem ușa inimii ca Mântuitorul să pătrundă în viața noastră. Nu se poate amesteca nimeni în bucuria aceasta. Pot să văd pe afară semne, dar nu știu ce se întâmplă înăuntru. Și sunt fericit. Mă bucur. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne ajute să găsim această comoară. Dacă n-am găsit-o până astăzi, nu dispera. Este acolo, te așteaptă. În locul în care s-o găsești tu, nu găsește nimeni. E îngrădit de îngeri. Rezervat și păstrat. Știți ce scrie în cartea profetului Isaia? Te iubesc cu o iubire veșnică, îți păstrez bunătatea mea. E păstrat pentru tine. Nu te teme. Nimeni nu va găsi pe Iisus și nu va primi pe Iisus în locul tău. Nu. Este rezervat pentru tine. E însemnat de Dumnezeu, e păstrat pentru așa ceva. Aceasta este ziua cea fără egal. Aceasta este ziua pentru care ne-am născut pe pământ. Ne măsurăm existența cu realizări sau cu asta? Ruginesc. Orice în lumea aceasta își pierde valoarea la un moment dat. Domnul general în fața căruia cântă fanfarele, mâine va fi un pensionar cu bastonul care va merge pe bulevard. Asta e tot. Un șef de stat, un mare împărat, îndată ce s-a îmbolnăvit, l-am văzut acolo în curtea spitalului, ăsta e din familia regală, da. Arăta tare, bolnav. Nu vă strângeți, să nu vă fie comoara aici pe pământ, spune Biblia. Să nu faceți o comoară din nimic de pe acest pământ. Pentru că nu este comoară aceasta. Singura comoară adevărată pentru care merită să trăiești și să mori. Pentru care merită să vinzi tot până la ultima ață. Este Mântuitorul nostru Hristos Iisus, comoara ascunsă în țarină. Dumnezeu îți va conduce pașii. Te va lumina și îți va da și ție ce mi-a dat și mie și ce a dat multor altora. Noi avem un tată în cer nepărtinitor. El nu dă două porții unuia și nicio porție altuia. El dă de plin fiecăruia dintre noi. Comoara aceasta ți este păstrată de Dumnezeu. Ia seama când o vei găsi, ce faci cu ea. Ia seama ce faci cu ea. De acolo încolo e răspunderea ta. Până ai găsit-o, este răspunderea lui Dumnezeu. El va face tot ce trebuie făcut ca să ajungi acolo. Ai ajuns față în față cu comoara vieții, care este Iisus. De acolo încolo, Dumnezeu a luat mâinile după tine. De acolo încolo, omul trebuie să ia mâinile de pe om. Părintele să ia mâinile de pe copil. Soțul de la soție, soția de la soț. Dă libertatea pe care o dă Dumnezeu. Aceasta este comoara, îngăduiem să mă retrag în respect, copile.
te las aici, Dumnezeu să te lumineze. Și mă rog. Asta e tot. Știu eu cum să spun, dar am să spun. Astăzi am auzit pe drum, când veneam cu mașina către voi, aici la Făgăraș, a doua expresie frumoasă din viața mea pământească. A doua, ca importanță. Cineva a zis, dacă nu te cunoșteam, aș fi murit fără să știu ce este iubirea. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un pic de stabilitate și n-am intrat în șanțuri, că puteam să mă răstorn cu mașina. Acestea sunt cuvinte puțin mai greu de trăit. Și am mai auzit odată o vorbă mai mare decât asta. Cineva care a făcut o listă și a zis, dacă ar fi să scriu, oamenii mântuiți din lumea aceasta, oamenii iubitori de Dumnezeu și iubiți de Dumnezeu, aș pune două nume aici și unul dintre ele era al meu. Niciodată nu voi uita cuvintele acestea. Am mai auzit și de la un copil al meu, o fetiță cea mică, a mea cea mică are și a 20 de ani acum, am auzit de la ea o altă vorbă care mai mult m-a speriat. Ea mi-a spus că după convingerea ei, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământ, cum îndrăznesc oamenii ăștia să nu te asculte? N-am știut ce gândește copilul meu despre mine, dacă n-am auzit vorba asta, mi s-a tăiat respirația. Iubiții mei, dacă vom refuza să deschidem ușa lui Iisus, vom trăi și vom muri fără să știm ce este iubirea sau fericirea. Fără să știm ce este bucuria. Fără să știm ce este speranța. Dar dacă vom deschide ușile sufletului, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă vom vinde tot și vom lua țarina în care este comoara, dacă vom face lucrul acesta, în ziua în care Iisus a pășit în viața noastră, El va veni încărcat cu darurile lui Dumnezeu. Umple sufletul. El ne spune, dați afară gunoaiele și putregaiurile, scoateți afară tot acestea, faceți loc lui Dumnezeu să vă umple sufletul și viața. Așa face Iisus. Unde intră, umple de lumină, umple de bucurie, umple de fericire, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Pentru că știm că ele aduc răbdare și în final vor așeza în sufletul nostru încredere în Dumnezeu și mai mare decât am avut înainte. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și mă rog ca această chemare să primească un răspuns pozitiv din partea noastră. Ea nu se adresează numai celor care nu cunosc pe Dumnezeu sau care nu cred în Dumnezeu sau care nu. Ea se adresează creștinului din totdeauna care n-a cunoscut niciodată personal pe Iisus. A cunoscut o formă de religie, dar n-a avut această... Ea se adresează predicatorului, preotului de la altar. Știți cum a plâns preotul când doamna vecina, profesoară, l-a rugat, părinte, ajutați-mă, ajutați-mă să cred. Și părintele a început să plângă și a spus, doamnă, ce n-aș da să mai pot crede și eu? Ea se adresează omului îmbrăcat în haina aceasta, se adresează creștinului. Sufletul tău te întreabă în seara aceasta, ai deschis ușa și ai spus, Doamne, te rog, intră în inima pe care ai câștigat-o cu sângele tău. Dacă Dumnezeu ne-a dat pe Fiul, cum nu ne va da toate lucrurile împreună cu El? Așa să ne ajute El. Amin.